Bună ziua, eu sunt Doina Baciu și astăzi vreau să vă arăt modul în care am scurtat această rochie care, vedeți, este făcută solat. Care este diferența între o rochie solată și o rochie plisată? Deci, solat arată în acest mod, iar plisat înseamnă că vine cută după cută și cusută. Deci, asta este diferența, iar modul în care este făcută rochia aceasta se numește soleuri, iar ele sunt făcute pe materialul pus pe bie și o modificare pe care o facem la partea de sus pe umăr. Dacă ești interesat, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, Doina Baciu. Deci rochia aceasta a trebuit să fie scurtată. Singura modalitate prin care am făcut scurtarea a fost efectiv pe client, pentru că fiind modelul acesta cu materialul solat, nu aveam garanția că partea de jos de la tiv este perfect dreaptă. Am realizat tivul pe clientă, am verificat dacă privită și din lateral și de jur împrejur se învârte cu rochea îmbrăcată și puse semnele cu bolduri, îi vine bine. În momentul în care am desfăcut, vedeți dumneavoastră că am dat semne cu creta unde a fost îndoit. Dar în momentul în care a trebuit să îndreptăm perfect, semnele ne-au venit în altă modalitate și am dat semn cu ața de jur împrejur. Exact cum a venit perfect dreaptă, după care noi de câte ori scurtăm un produs, ne uităm cum a fost realizat direct din fabrică. Exact aceeași modalitate o folosim și noi. Și ea este festonată și îndoită un centimetru și cusută la vârf. La vârf ce înseamnă? Uitați așa. Foarte puțin. Asta înseamnă cusut la vârf. Dacă era cusut la picioruș, atunci venea de la marginea aceasta până unde se făcea cusătura, tighelul, era exact jumătate din piciorul de mașină, deci de la ac până unde se termina piciorușul de mașină. Iar aceasta este cusătură la vârf. Și în același mod o să realizăm și noi. Deci festonăm și de unde avem semnul cu ața până la margine, deci aici va veni îndoit. Am dat semne și cu ața ca să măsor perfect. Asta a fost una din modificările pe care a trebuit să le aducem rochii și o altă modificare este aici la partea de umăr. Trebuie să ridicăm pentru că persoana nu are sâni foarte mari și atunci breteluța respectivă îi era lejeră. Și ce facem? Scoatem boldurile și înainte să scoatem boldurile ne dăm semne, da? Am dat semn cu ața și pe o parte și pe cealaltă și vă explic și de ce am dat semn cu ața. Pentru că noi aici trebuie să lucrăm, să desfacem tot partea de căptușală și partea de material și nu am fi putut să lucrăm cu boldurile pentru că exista posibilitatea să înțepăm și să agățăm fire din roche. Și atunci dăm semne cu ața exact unde trebuie să ni se formeze din nou umărul, desfacem efectiv tot, unim partea de față, facem probă și după aceea finisăm să facem curat partea respectivă. Ce amănunt vreau să vă mai dau legat de modul în care refacem aici linia de umăr. Deci în momentul în care, de exemplu, s-ar fi întâmplat la partea de spate să fie un fermoar, să fie pe lângă gât, întotdeauna aranjeam umărul începând de la răscroială ca să nu trebuiască să dai și fermoar jos, să răscroiești din nou și să mai cobori fermoarul. În cazul nostru vom așeza cum o să ne permită, pentru că vedeți dumneavoastră cumva o să trebuiască să mai micșorăm lățimea umărului, pentru că aici vine mai gros. Și atunci ce vom face? Ca să ajungem la același nivel la care este lățimea umărului, o să venim și o să aranjăm soleurile respective sub formă de mici cute, așa cum pică frumos, și vom face la loc
finisăm să fie partea aceasta curat, să nu se vadă nicio cusătură. Bănuiesc că tot ceea ce v-am împărtășit legat de aceste modificări să vă fie de folos. Deci trebuie lucrat cu mare grijă pentru că e o rochie delicată și aici trebuie să așezați cum să se vadă frumos pe client și la probă nu finisați. Faceți probă numai cu partea de deasupra încheiată și facem încă o dată probă la partea de tip cu tipul tăiat până nu este făcut. Dacă vă este de folos, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Doina Baciu. La revedere!